Bună seara și bun găsit la o nouă ediție, Un stil de viață sănătos, 14 februarie, ediție cu numărul 231, doi invitați de bază, alături de noi doamna profesor dr. Cornelia Bala. Sărutumile, doamna profesor, bine ați revenit pe plaiuri televizionistice. Cred că avem o problemă la sunet, la dumneavoastră. Da. Acum nu, acum vă aud, acum vă aud. Mai înainte probabil a fost un luft de la sunet și bineînțeles pe domnul profesor dr. Nicolae Hâncul. Salut cu mare respect. Și eu tot cu mare respect te salut, Caren, și salut pe toți cei care ne privesc și echipa ta din platou. Nu, din platou avem echipă și în regie și peste tot, slavă Domnului, toată lumea sănătoasă pentru pe aici. Pentru mine platou înseamnă clădirea aceea, toată participă, n-am chiar dimensiunea data platoului. Data trecută vorbisem, domnule profesor, adică dumneavoastră ați ridicat problema și bine ați făcut pentru tema zilei de astăzi cu alimentația sănătoasă carpato-danubiană. Am mai discutat noi cândva despre această chestiune. Ai mei colegi sper să afișeze cât mai repede tema de astăzi. Mie mi se pare ceva foarte interesant, pentru că de cele mai multe ori vorbeam despre o altfel de alimentație, dar am să-i las pe cei doi profesori să dezvolte această temă. Foarte interesant din punct de vedere al sănătății noastre și probabil ne-ar duce și la un fel de a scăpa de la multe kilograme pe care unii și alții și eu le avem în plus. Domnule profesor, am căutat cu ocazia documentării la această emisiune și am dat și de documentarea de data trecută de acum un an și cred, dacă nu mai mult, dar un an cred că a fost când am discutat mai pe îndelete despre această alimentație carpato-danubiană, care este un model alimentar pentru sănătate și am și citat acum un material foarte, foarte bun, lung, stufos, dar pe înțelesul tuturor. Nu știu când l-ați alcătuit, dar este foarte interesant. Am să vă las pe dumneavoastră să faceți o scurtă introducere la acest model de alimentație. Da, îți mulțumesc, Karen. V-aș aminti că în urmă cu o săptămână celebrul multiplu campion la decathlon, profesorul Bogdan, a spus că el vrea să recomande și a și făcut o alimentație mediteraneană pentru tinerii sportivi din România, având în vedere că în trecutul său și periplul său ca sportiv, în urmă cu câteva decenii, așa a luat cunoștință de alimentația mediteraneană ca fiind o alimentație foarte sănătoasă. Și atunci i-am spus, da, sigur, noi știm despre alimentația mediteraneană și recent, în urmă cu 2-3 ani, am adaptat-o pentru România sub numele de alimentație carpato-danubiană. De fapt, ea sumează calitățile pozitive ale alimentației mediteraneene, care este modelul alimentar cel mai cunoscut în lume și cel mai sănătos. În plus, Europa mai are încă un model alimentar extrem de sănătos, este vorba de alimentația nordică. Și România, cum se găsește la convergența între cele două tipuri de alimentație, mediteraneană, să zicem sud, și nordică, îi zice numele nord, noi am botezat-o carpato-danubiană, pentru că ea poate fi aplicată la țările din centrul Europei până la vărsarea Dunării în Marea Neagră. Și despre ce este vorba? În ultimii ani, în ultimele două decenii, cam așa, s-a renunțat la a se face recomandări alimentare de tipul să mănânci multe lipide, să mănânci multe proteine, să mănânci puține lipide și așa mai departe. În schimb, s-a mers pe un model de alimentație care e bazat pe aliment. Pentru că noi alimente consumăm, niciodată nu te ajungi la restaurant să spui dăm 200 de grame de proteine.
și un pic de grăsimi. 30 ar fi o chestie interesantă. Ar fi, da, niciodată nu faci chestia asta. Și atunci pragmatismul americanilor, dar și al europenilor, a spus, nu-i corect să mai vorbim de nutrienți, plus că aplicabilitatea practică a acestui tip de recomandări nu este. Nu, s-a văzut că nu se potrivește. Și atunci a spus, vom adopta ceea ce se numește model alimentar. Modelul alimentar se referă la tot ceea ce se mănâncă în mod constant de către o persoană și ceea ce se bea. Și așa a apărut termenul de model alimentar. Model alimentar sunt multe în lume, dar cel mai sănătos, dovedit științific, prin multiple studii, multiple cercetări, și deși este un model european, a fost recunoscut inclusiv de americani ca fiind cel mai sănătos. Chiar acum, în 2 ianuarie, e o revistă celebră în Statele Unite care a venit și a spus, pe baza unui sondaj pe care l-au făcut și care îl fac de câțiva ani. Și de câțiva ani, acea revistă, prin sondajul respectiv, atestă faptul că alimentația mediteraneană este recunoscută la nivel de Statele Unite ca fiind cea mai sănătoasă, cea mai agreată de către populație. În acest an, în 2 ianuarie, din nou s-a dovedit acest lucru. M-am bucurat foarte mult de această constatare și după această introducere aș dori să o rog acum pe colega mea, pe Cornelia Bala, care și ea este copărtașă la acest concept. Mai mult pot să spun că l-a și introdus într-un recent ghid de stil de viață pentru persoane cu obezitate, pentru că acest tip de alimentație poate fi aplicat și în obezitate și chiar se dorește acest lucru. Și o rog pe Nelly să dezbate ea mai departe. Da, vă ascult, doamna profesor. Ce trebuie spus despre acest model, sau mă rog, unul din lucrurile care cred că merită menționate, este revenirea, să spunem, asupra ideii care la bază, în principal, alimentația mediteraneană. Poate lumea se întreabă de ce a fost nevoie de un alt model alimentar. Unul dintre motivele, cred că importante până la urmă pentru o populație, să spunem, este să nu se creeze impresia că, în cazul nostru, un model alimentar este foarte complicat sau imposibil de urmărit sau de aplicat în viața de zi cu zi, pentru că nu aparține zonei noastre geografice. Și atunci ideea domnului profesor Hâncu de a adapta sub forma alimentației sănătoase carpato-danubiene, nouă de la început ni s-a părut absolut excepțională și foarte binevenită pentru populația noastră. Astfel încât să se știe că putem să mâncăm sănătos, probabil cam cu aceleași beneficii ca cele ale alimentației din zona mediteraneană și folosind alimentele care sunt mai la îndemână și de ce nu în unele situații sau multe situații chiar cu prețuri mai reduse decât anumite alimente din acel model mediteranean care pentru noi sunt mai greu accesibile, să spunem, din mai multe puncte de vedere. Altfel, ambele modele au la bază sau la baza acelei piramide despre care noi am mai tot discutat, cerealele integrale, și aici iarăși merită subliniat rolul extraordinar de important al cerealelor integrale, care, deși par destul de asemănătoare cu cerealele rafinate, nu diferența între pâinea integrală, pâinea albă, orezul brun, pastele din făină albă, pastele din făină integrală, de fapt, din punct de vedere nutrițional, diferența este foarte importantă. Un conținut de câteva ori mai mare în fibre în aceste cereale integrale și în diverse vitamine și minerale. Și atunci o idee de reținut ar trebui să fie aceasta, să încercăm să includem în alimentația noastră cel puțin o treime din cereale sub formă integrală, dar sigur, ideal ar fi toate și să nu uităm și de
diversi bobi, să spunem, pe care putem fierbe și pe care putem folosi foarte bine în loc de pâine sau orez făinoase. După aceea, altă caracteristică și la fel de importantă este un consum crescut de legume, care este bine demonstrat că are nenumărate beneficii asupra stării de sănătate și alimentația mediteraneană, respectiv alimentația carpato-danubiană, iarăși favorizează, să spunem, consumul acelei cantități de 4-5 porții de legume pe zi, ideal, sigur, proaspete, sau, dacă nu se poate, să fie minim preparate. Și a treia alegere, să spunem, mai ales în acest sezon rece, unde nu întotdeauna avem acces la prețuri foarte mici la legume proaspete, este varianta congelată și mult mai puțin sau chiar deloc sau de evitat legumele conservate. Și după aceea ar mai fi categoria proteinelor care, sau alimentelor bogate în proteine, și aici într-o alimentație sănătoasă trebuie să predomine proteinele care provin din surse vegetale, și asta înseamnă fasolea, boabe, năutul, mazărea uscată, asta mai rar o întâlnim la noi. Brânzeturile, dar cele care sunt cu conținut mai mic de grăsime, ou. Și sigur, și proteine de care provin din carne, dar mai care mult... Scuzați-mă, ați spus mazărea mai rar? Sau la care ați spus? Da, mazărea, lintea, uscate, care sunt mai rar sau, mă rog, mai puțin obișnuite, să spunem, în zona noastră. Dar fasolea uscată, de exemplu, poate fi o bună alegere. Ciupercile, iarăși, soia, cui place, da. Și carne albă, pește și mult, mult mai rar carnea roșie. Mult mai rară carnea roșie. Am să mai revin din când în când la câte un citat sau, mă rog, câte un pasaj foarte interesant din acest material semnat profesorul Nicolae Hâncu. Domnule profesor, ca să ne facem o idee, când apare... Adică a apărut acest model alimentar, model de alimentație carpato-danubian, da? Care sunt pașii? Adică de pe masa dumneavoastră de lucru, din acele studii internaționale unde apar astfel de modele noi, până la implementarea la omul de rând din Cluj, din Brașov, din Râșnov, care este drumul de parcurs? Adică noi facem emisiuni, se uită lumea la noi, își dă seama că e vorba despre un nou model alimentar, dar de fapt ce ar trebui să facă? Să-și schimbe de mâine toate obiceiurile? Sau care este mersul lucrurilor? Teoretic este unul foarte simplu, dar din punct de vedere practic, având în vedere că doamna profesor Bala a spus că reprezentăm totul sub formă de piramide, atunci fac continuu metafora și spun că drumul de la piramide până la farfuria noastră este unul lung. Pentru că, în general, recomandările nutriționale peste tot în lume se izbesc de o barieră din partea persoanelor care ar trebui să le preia și să le aplice. Păi aici vreau să ajung. Și ca să dărâmăm aceste bariere, atunci sunt emisiuni de televiziune foarte, foarte bine întocmite cu niște moderatori de tip Karen și televiziunea română care de 10 ani propovăduiește stilul de viață sănătos, pentru că la acest lucru te-ai referit în partea introductivă și m-am bucurat foarte mult. Noi întotdeauna am luptat pentru alimentație sănătoasă și tot ce a spus doamna profesor, de fapt, în ultimii ani și în emisiunile pe care noi le avem împreună, cu dânsa
Da, sau da. Alte persoane, noi întotdeauna am optat pentru acest tip de alimentație. Nu este nimic nou. Nou a fost doar faptul că, inspirați de titlul alimentație mediteraneană, alimentație nordică, noi am spus și alimentație carpato-danubiană. Cu mici modificări, cu adausuri, cum a spus doamna profesor, de alimente oarecum mai mult folosite aici decât în altă parte. Și să vă dau un exemplu. Da. În alimentația mediteraneană, și sunt convins că toți care ați vizitat, dar mai cu profunzime regiunile mediteraniene, ați constatat că varza nu prea este la ea acasă acolo, dar este la noi. Varza, în schimb, este extrem, extrem de folosită în nordul Europei. Somonul este pește care este folosit în România, dar el nu provine din alimentația mediteraneană, el provine din alimentația nordică. Noi avem, în schimb, păstrăvul și atunci, pe lângă somon, noi spunem păstrăv. Alimentația mediteraneană se bazează foarte mult și oarecum pe eticheta ei, virtuală scrie ulei de măsline, extra virgin. Și la noi a pătruns uleiul de măsline, dar este mai carent. Cred că ți-au ce aminte de nenumărate ori am vorbit noi despre acest lucru. Da, exact. Dar trebuie să fim cu picioarele pe pământ, la prețul mult mai rezonabil, este uleiul de porumb, uleiul de floarea soarelui, de rapiță, cu condiția să nu fie rafinat. Să fie presat la rece. Să fie presat la rece, să nu fie rafinat, extra virgin presat la rece sau nerafinat, practic au aceeași valoare. Și valoarea este dată de ce? De faptul că prin pregătirea lui rămâne nu doar partea calorică, adică partea de grăsime, de ulei, de acizi mononesaturate, acidul oleic este foarte important, care se găsește și în uleiurile de măsline predominant, dar și în cel de rapiță și așa mai departe. E bine, sunt și celelalte componente nutriționale de o valoare excepțională, acele substanțe numite polifenoli, care fac din aceste uleiuri vegetale un aliment cu niște calități excepționale. Nici nu se știe în momentul de față dacă nu cumva toată forța alimentației carpato-mediteraniene și carpato-darumbiene nu este dată cumva tocmai de aceste componente, care vin și alături de bogăția în fibre, cum a spus doamna profesor Bala, și de fructele bogate în polifenoli, vin și se adaugă acele flore microbiene care se găsește la nivelul colonului, microbiota faimoasă microbiotă, și despre microbiotă, ți-au ce aminte când am vorbit cu profesorul Dumitrașcu? Da. Fac o paranteză chiar să-l felicităm pe profesorul Dumitrașcu pentru da, că a fost ales, și eu, că ai fost ales în conducerea gastroenterologiei mondiale. Este o performanță excepțională și chiar mă bucur că pot să-l felicit public pentru această performanță. O să o fac și în particular, dar acum să știe toată lumea că... Așa este, și eu m-am gândit la treaba aceasta pentru că am citit... A fost ales în această funcție extrem, extrem de onorantă și de angajant în același timp. E bine, toate acestea asamblate fac din acest model alimentar mediteranean, carpato-darubian și nordic, o forță în nutriție, o forță care pur și simplu a revoluționat nutriția. Și care sunt parametrii prin care judecăm? Și spunem că alimentația este sănătoasă. E foarte ușor să spui mănânc sănătos. Și dacă întrebi pe românul de pe stradă, mănânc sănătos? Da, mănânc. Eu am renunțat la prăjeli. Asta este parametrul prin care păi da, de asta v-am românul întrebat, de pe stradă spune că el mănâncă sănătos. Da, nu. De asta v-am întrebat la nivelul populației, cum... devine o realitate această schimbare de paradigmă, dumneavoastră ați spus, domnule profesor Hâncu, da, vis-a-vis de ce și cum mâncăm. Că eu simt așa o modernizare a alimentației, pe de o parte. Pe de altă parte, doamna profesor Bala a enumerat foarte multe lucruri care... La un moment dat, poate că numai mie, dar sunt sigur că și unor telespectatori, le apare ca un deja vu. Adică... Da, exact, asta este. Foarte bine spus. Foarte bine spus. Ei ne bucură că e așa. De ce? Pentru că acest tip de alimentație este deja în România de mulți ani. Exact. Este deja în România de mulți ani.
De ce? Pentru că treptat, de 30 de ani, alimentația, multe componente ale alimentației tradiționale mediteraniene au pătruns în România. Trebuie să ne gândim că a crescut mult consumul de pește, care până în anul 90 era, dar nu așa cum este acum. Varietatea de vegetale de asemenea a crescut. Să ne amintim cu toții că până prin anii 95, poate chiar 2000, în România erau două tipuri de alimentație. Oricum, alimentația de iarnă, primăvară, aproape că nu cuprindea vegetale proaspete. Nu existau roșii, castraveți, ardei. Acum se găsesc absolut de toate. În plină iarnă putem beneficia de o bogăție, de o ofertă extrem, extrem de variată de salate care exact. Au frunzele de la verde deschis până la verde închis, fiecare cu o diferență de calitate și care de fapt este substratul beneficiilor, pentru că frunzele verzi au în compoziția lor elemente benefice pentru sănătate. Mă întorc, mai ales că am pronunțat cuvântul sănătate. Cum s-a demonstrat acest lucru? Prin studii efectuate pe populația mediteraneană, mai ales cea spaniolă, după care la care s-au adăugat și cea italiană, în care s-a demonstrat că prin acest tip de alimente, de alimentație, cu deosebire prin adaus de ulei de măsline și de alune, s-au obținut beneficii cardiovasculare impresionante. Alune de care? Prăjite? Alune? Nu. Alune naturale. Noi am mai vorbit treaba aceasta. Nu este vorba de, sub niciun motiv, nu este vorba de alune sărate sau alune da, de asta vreau să repetați. E bine că mi-a tras atenția asupra acestui lucru. Și pe fondul alimentației pe care am spus-o, s-a adus o suplimentare de aceste lucruri pe care, fără îndoială, autorii studiului le-au oferit. Și atunci s-au obținut beneficii cardiovasculare. De aici a început, după care beneficiile s-au descoperit, s-au demonstrat și se cunosc în momentul de față într-o foarte largă arie de patologie. Da. Doamna profesor, mă cunoașteți bine și cred. Și știți că totdeauna mă folosesc de exemple concrete, de exemple personale, toate acestea în folosul telespectatorului. Două chestiuni. O chestiune, aici vorbim în mod sigur și de o schimbare de mentalitate. Mă leg de treaba pe care a spus-o domnul profesor Hâncu în legătură cu cum a fost înainte de și cum e după o perioadă de vreme. Și atunci vă întreb așa, dumneavoastră sunteți medic, sunteți cadru universitar, adică acei tineri medici din urmă care vin, trec și pe sub mâna dumneavoastră, adică trebuie să învățați într-o direcție sau alta, dar când vă terminați toate activitățile la UMF Hațeganu, la clinică și peste tot, vă duceți acasă și sunteți o bună gospodină. Și atunci de fiecare dată vă întreb, ce s-a schimbat în felul de a găti la doamna profesor Cornelia Bala, hai să zicem față de 89 și față de anii precedenți, ajungând până în zilele noastre. Adică se resimte și la dumneavoastră acest lucru despre care am discutat acum și l-am ascultat pe domnul profesor cu aceste schimbări? Aș spune că da, sigur, într-o anumită măsură, evident, pe de altă parte, alimentația tradițională românească nu este o alimentație nesănătoasă. De fapt, aceste modele sănătoase sunt puse în antiteză sau comparate mai degrabă cu
alimentația de tip vestic, cum îi spune, deci cea care este bogată în produse de tip fast food, procesate, bogate în grăsimi din acestea de tip trans, adică acele uleiuri hidrogenate, bogate în zahăr sau în fructoză. Deci dacă, cum să zic, de exemplu, dacă mănânci, gătești și mănânci acasă, deja cred că este un mare beneficiu. Sigur, te poți duce și la restaurante unde să fumați mâncare sănătoasă, fără discuție, dar gestul de a pregăti mâncare acasă, deja cred că dă șansele, să spunem, unei alimentații mai sănătoase. Ca și mod de preparare aici, într-adevăr, cum să zic, progresele până la urmă... Tehnologice, probabil, și tehnologice. Aceste vase care ne permit să gătim cu mult mai puțină grăsime sau deloc, iarăși sunt, zic eu, un punct foarte bun atunci când vrem să corectăm, să spunem, anumite elemente din alimentația familiei. Și lista de cumpărături despre care iarăși am mai tot discutat. Dacă te duci la magazin, care o fi el, că este magazin de proximitate sau dată pe săptămână la magazinele mai mari, cu o listă pe care sunt alimentele pe care le-am pomenit și nu mai pui în coș și altele despre care știi că sunt nesănătoase, iarăși este o premisă. Adică toate acestea sunt niște etape, niște filtre necesare ca să ajungi la acea alimentație sănătoasă, da? Eu așa zic, pentru că, într-adevăr, să schimb, cum spuneați dumneavoastră, de azi pe mâine complet este destul de complicat. Dar dacă ai o preocupare și, în fine, când trăiești într-o familie, atunci ești responsabil și pentru alții, nu numai pentru tine. Absolut. Când ai o preocupare, găsești soluții mai rapid sau, în fine, într-un ritm mai puțin rapid, dar țelul, să spunem, poate să fie atins. Am să-i rog pe colegii mei să afișeze numărul de telefon al emisiunii cu tarif normal 0264 420135, rugându-i pe telespectatorii noștri să ne sune în special pe această tematică, pentru că în mod sigur aveți ce întreba de la cei doi profesori care v-au făcut o succintă prezentare a tot ce înseamnă această alimentație carpato-danubiană, acest model alimentar. În așteptarea primului telefon, revin la domnul profesor Nicolae Hâncu și am să vă întreb și pe Aș dori să prelungez răspunsul pe care ți l-am dat deja până acum, dar să-l reformulez, răspunsul legat de cum ajunge la populație acest tip de recomandare. Și chiar ieri a apărut un articol, adică ieri eu l-am găsit, dar e foarte recent, și anume cât de mult aderă populația tânără spaniolă la aceste ghiduri de alimentație mediteraneană la ei. Ei n-au carpato-danubian, evident, dar mediteranean. Și concluzia a fost una care merită să fie știută. Tinerii aderă într-o manieră direct proporțională cu aderența părinților lor la alimentație. Cu alte cuvinte, noi întotdeauna am spus că cei mai buni nutriționiști pentru copii și tineri sunt mamele lor. Este vorba de familia lor. Ei, dacă părinții sunt bine educați din punct de vedere nutrițional, atunci fără îndoială că de-a lungul timpului, din prima copilărie, apoi din a doua copilărie, nu mai vorbesc de perioada când ei devin, cum se spune în Spania, ceavale, adică tineri de ăștia care au impresia că tot ce zboară se mănâncă, dar să se mănânce mediteranean, știți? Iată deci cum educația nutrițională a părinților influențează comportamentul și aderența la comportamentele alimentare mediteraniene. Ați pomenit de educația nutrițională, domnule profesor, de mai multe ori în decurs de câteva minute. Spuneți-ne, vă rog frumos, concret, cum se desfășoară o astfel de educație nutrițională? În Spania? Nu, în Spania. Cum ar trebui să se desfășoare la noi? În primul rând, persoanele, toată populația României, de toate nivelurile,
ar trebui să învețe ce înseamnă alimentație sănătoasă. Și unde dacă să învețe? Fiecare persoană, cum să învețe? Să citească, să asculte și să participe la propria lor educație. Pentru că fiecare persoană trebuie să fie propriul său nutriționist. Din păcate, nutriția în liceu nu se predă, nu se predă suficient nici măcar la facultățile de medicină și atunci sigur că apar și consecințe, dar noțiuni de alimentație sănătoasă ar trebui să fie prezente și în grădinițe. Și atunci copilul să știe acest lucru. Știți foarte bine că am inițiat nu odată, chiar în toamna aceasta am avut emisiune cu Sănătos de Mic și așa mai departe. Pentru că alimentația sănătoasă este cea care are legătură cu foarte multe funcții și multe situații ale corpului omenesc. Aici la TVR-ul avea o emisiune foarte, foarte frumoasă împreună cu rectorul UBB-ului, profesorul Daniel David, și în urmă cu vreo câteva luni văd finalul unei emisiuni în care dânsul dialoga cu o colegă pe teme de sănătatea creierului și la un moment dat profesorul David o întreabă: dar ce părere aveți despre alimentația mediteraneană și sănătatea creierului? Mă rog, a urmat un răspuns care a fost pe măsură și după care, după o săptămână, l-am avut pe profesorul David aici la noi, prezent. Emisiunea respectivă mai este realizată pe TVR Cluj alături de rectorul David. V-am întrerupt, domnule profesor, pentru că avem un telefon. Doamna Maria din Turda, sărutumile, doamnă. Bună seara, am ce scuze că vă deranjez. Chiar vă rugăm să ne deranjați. Am vârsta de 40 de ani și mi-am făcut niște analize de rutine, mi-a ieșit glicemia 99 și s-am speriat, nu știu ce să fac acum. Să faceți bine, este o glicemie normală. Da. Dar ce greutate aveți? 85 de kilograme, 1,73. Păi 85 de kilograme la 1,73 e mult. Și atunci trebuie să vă îndreptați spre cineva care să vă sfătuiască ce fel de alimentație să aveți, pentru că ce vârstă aveți? 40. Mulți înainte. Mulți înainte și să mergeți la medicul de familie și dacă medicul de familie vrea să se ocupe de să vă dea sfaturile acestea, este bine. Dacă nu, să vă trimită, să vă îndrepte spre persoane care se ocupă de nutriție să vă sfătuiască în acest sens. Pentru că într-o emisiune de televiziune noi facem recomandări cu totul și cu totul generale. Tot ce a spus doamna profesor Bala și ceea ce spunem eu, noi aici n-aveți cum să preluați. Nu este vorba de un consult care se poate fi dat. Absolut. Nici nu se poate realiza un consult așa. Dar vă spun, aveți cel puțin 15 kg în plus și păcat. Sunteți femeie foarte tânără și prețul pentru acest plus de greutate, care înseamnă foarte multă grăsime în corp, multă grăsime în corp, are multe consecințe negative asupra sănătății. Vă întreb eu două chestii, doamna Maria. Eu nu sunt medic. Trebuie ascultați specialiștii, acești doi profesori minunați pe care îi avem din nou în emisiune. Dar vă întreb eu așa, ca un simplu cetățean, moderator, cu taxele la zi, vă place să mâncați? Da. Și seara? Nu am treabă cu mâncarea, da. Are mâncarea cu dumneavoastră? Da. Dulciurile chiar nu, dar da, din cele auzite până acum, de vreo jumătate de oră, i-ați ascultat pe ambii profesori, în mod sigur. V-ați gândit să vă schimbați modelul de alimentație, ascultându-i pe dânsii? Da. Da, chiar da. Și colesterolul, LDL colesterol, ăla am ieșit 104,5, nu știu ce. Aici nu mă bag, aici se bagă cei doi specialiști. Deci, doamna Maria, eu o dată vă spun, toate vor fi bune și frumoase dacă veți reuși să vă încadrați sau să participați la un program de control al greutății.
Bine. Doamna Maria, la final doar atât vă mai întreb eu, tot pentru mine. Se mai practică, se mai face friptura de turda? Ce anume? Friptura de turda? Nu știu că nu friptura de turda, renumită friptură. Da, dar nu prea mâncăm la restaurant, mai mult acasă. Bine, scuzați că v-am... Da, să rămână, doamna Maria, mult sănătate și să vă țineți, așa cum v-a zis domnul profesor Hâncu, treaba asta cu, să știți, domnule profesor, cred că dacă... Mulțumesc mult, la revedere! Să rămână, sănătate! Dacă s-ar putea sări peste etapa aceasta cu, în primul rând, să dați jos kilograme și când au 10, 15, 20, 25 de kilograme, păi îți vine așa să nici nu mai ieși din casă. Dar la 40 de ani? Păi da, dar e greu. Da, important, singurul element pozitiv de aici este faptul că doamna știa ce greutate are. Și restul n-a fost pozitiv? Probabil, nu. Singurul element pe care l-apreciez, că știa ce greutate da, are. Dar vedeți că la această greutate, la această greutate, la această vârstă, și dumneavoastră ați confirmat că la capitolul glicemie stă bine, da? Da, dar nu glicemia e problema aici, nici colesterolul acela rău, colesterolul LDL, ci pur și simplu greutatea. Greutatea trebuie să fie neapărat controlată. Și de ce am zis că singurul lucru pozitiv este din ce a relatat însă, este faptul că știa ce greutate are. De ce? Că foarte mulți români nu știu ce greutate au. Și dacă nu știu ce greutate au, înseamnă că nici nu se tratează. Dacă nu se tratează, atunci greutatea, în loc să scadă spontan, acea ceva nu există, că dacă ai o altă boală, ferească bunul Dumnezeu, și atunci te scade boala respectivă, este așa vorba, slăbire involuntară. Nu despre asta vorbim, ci despre faptul că adică programul de scădere greutate și de menținere a greutății trebuie să înceapă și începe în momentul în care persoana respectivă își cunoaște greutatea. Cu alte cuvinte, împreună cu doamna profesor, noi din luna iulie am declanșat un program, vă aduceți aminte când am discutat aici, în care fiecare om să-și controleze greutatea și să-și măsoare sănătatea. Cu alte cuvinte, să aibă fiecare un cântar în baie, nu în bucătărie, în fiecare dimineață să se cântărească. În fiecare dimineață? În fiecare dimineață, nu te costă nimic să te pui pe cântare. Nu mă costă nimic, dar nu-i mai bine așa o dată la săptămână, ca să-ți faci o idee. Nu. Trebuie să-ți intre în sânge. Cum te sperie pe din dimineața, te pui eu pe cântare. Înțeleg foarte bine, dar mă gândeam așa, psihologic, nu e mai... E psihologic să gândim pozitiv. A gândi pozitiv este un element, un semn de cultură și de faptul că ești corelat la propria ta sănătate. Cântărește-te că nu te costă nimic. Absolut nimic. Până mă cântăresc, hai să luăm un telefon cu permisiunea dumneavoastră, domnul Nicu din Apahida. Bună seara! Da. Bună seara! Am și eu o problemă cu glicemia. Glicemia mea este 119. Și am 78 de ani. Mulți înainte. Și aș dori să întreb pe domnul profesor dacă e bună sau nu. Nu e normală, dar nu e nici de diabet. Sunteți aproape de diabet și la vârsta asta nimeni nu spune că nu vă poate ajuta. Nici vorbă, puteți fi ajutat, dar să mergeți la medicul de familie, să vă vadă glicemia și el să știe ce să faceți mai departe. Cu greutatea cum stați? Domnul Nicu? Da. Cu greutatea, v-a întrebat domn profesor, cum stați? Greutatea, am 72 de chile și am 1,62 m. Da, aveți cam 10 kg în plus. Aveți diabet în familie? Are cineva diabet în familie? Nu are nimeni, n-am avut niciunul. Nici bunici, nici părinți. Deocamdată să fiți cumpătat cu mâncarea până când pătrundem bine spre primăvară și până trece pandemia asta. Nu vă sfătuiesc să mergeți acum la medicul de familie, să nu intrați în legătură cu persoane care nu se știe sunt sau nu sunt infectate.
dar cea mai bună măsură să fiți cumpătat cu mâncare, pentru că aveți un plus de cel puțin 10 kg de greutate. Asta. Și asta atârnă, asta este greutatea aceasta care are în spate grăsimea. Grăsimea este mare dușman al glicemiei. Am avut și mai mare greutate, am avut 80. Dar nu vă lăudați cu chestia asta. Nu mă laud. Păi lăsați-l să se laude pe domnul Nicu, pentru că înseamnă că a mai dat jos și cu asta trebuie să se laude. Da, și asta vă vedeți, domn profesor, dacă are ceva de adăugat la capitolul ăsta. Bine, domnul Nicu, sănătate multă. Mulțumesc, Doamne ajută. Mulțumim. Doamna profesor, eu cu domnul profesor, dar și cu dumneavoastră, mai de mult în diferite emisiuni, am discutat, dacă tot vorbim de modele, de modele umane. Modele umane. Și atunci a fost și domnul profesor destul de radical când vorbeam despre tinerii, și nu numai tinerii, din Statele Unite, din țări vestice, nordice, foarte, foarte mulți tineri obezi. Și vă întreb așa, doamna profesor Bala, în perioada în care discutăm noi acum, în anul de grație 2022, România cam pe unde se situează? E o problemă națională cu obezitatea la tineri, la vârsta a doua, la vârsta a treia? Și dacă este o problemă, cum se poate regla? Din ce date avem noi, și nu sunt puține, pentru că au fost cel puțin 3 studii reprezentative pentru populația românească, suntem cam la media europeană, adică undeva peste un pic peste 50% din populația adultă are exces de greutate, fie suprapondere sau preobezitate, care este prima treaptă, fie deci deja puțin peste 50%, da? Da, deși, mă rog, exprimarea pare optimistă, dar totuși unul din doi sau mai mult decât unul din doi români adulți să aibă probleme de exces de greutate este mult. Iar la copii și adolescenți, dacă nu mă înșel, cam unul din trei. Am înțeles. Deci, asta vreau să știu. Trendul, cum vi se pare? Trendul este unul la care ar trebui să fim atenți? Nu pot să spun că sunt așa niște date de o creștere accentuată, dar nici situația actuală, să zicem, nu ne mulțumește deloc. Și pentru că am vorbit despre modele alimentare, aș vrea înainte de a se termina emisiunea neapărat să spunem că aceste modele alimentare trebuie integrate într-un stil de viață sănătos. Deci există un stil de viață mediteranean care, pe lângă tot ce am discutat legat de alimente, mai înseamnă și un consum de lichide, în principal apă, dar și câte un păhăruț de vin roșu. Înseamnă și mișcare, înseamnă și socializare. Deci e o chestiune complexă. Vă promit că imediat le integrăm în emisiune toate acestea, dar mai avem un telefon și după aceea am să-i rog pe colegi. Vedem noi dacă mai încap vreo două telefoane, dar nu prea cred. Doamna Zincuța din Cluj, să rămână. Da. Bună seara. Scuzați-mă că v-am ținut pe linie telefonică, nu, dar nimic, vă ascult acum, vă ascultăm. Bună seara. Bună seara. Bună seara. Dacă domnul doctor știe ceva despre inflamarea țesutului adipos. Da, sigur că știm. Dar care este întrebarea dumneavoastră, doamna Zincuța? Grăsimea... Dacă este tratament. Am înțeles că nu este. Dați-mi voie să vă spun. Dacă grăsimea, este tratament, grăsimea sau țesutul adipos... O clipă, doamna Zincuța, că vorbește acum, vă răspunde domnul profesor Hâncu. Dați televizorul la minim și vorbim pe telefon. Da. Domnule profesor. Ne auziți acum, doamna Zincuța? Vorbiți, domn profesor. Da. Deci, grăsimea din corp sau țesutul adipos, cum spunea doamna, da, are momente și câteodată aceste momente sunt chiar perioade foarte lungi, în care, pe plan științific, spunem că
este inflamat. Ce înseamnă acest lucru? În cadrul grăsimii din corp pătrund o serie de celule care sunt caracteristice pentru așa zisa inflamație. Dar să nu creadă cineva că este vorba de acea inflamație ca atunci când te doare o articulație sau când ți se umflă un laba piciorului. Nu. Este vorba de o stare inflamatorie care se caracterizează prin faptul că din grăsimea din corp se eliberează o serie de substanțe care ele, la rândul lor, produc inflamație la distanță și au efecte, așa zise, inflamatorii, în sensul că agravează bolile de inimă, pot să producă diabet zaharat, pot să producă hipertensiune arterială. Și în acest moment este foarte important, și vă răspund la întrebare, cum tratăm această inflamație a țesutului adipos, căruia îi se mai spune adipozopatie, adică e un termen medical, e foarte greu de reținut. Eu chiar sunt surprins că dumneavoastră știați despre această inflamație a țesutului adipos. Ei bine, tratăm inflamația țesutului adipos prin reducerea drastică a aportului caloric, cu alte cuvinte, prin alimentație sănătoasă. Alimentație sănătoasă care are o drastică reducere a caloriilor. Atunci, țesutul gras își reduce din inflamație, devine neinflamat, pe plan de funcționare se apropie de normalitate și lucrurile chiar pot fi controlate. Dați-vă dumneavoastră seama de următorul lucru. Sunt persoane, poate că ați observat și pe propria piele. Cu mai cât am se întrebare. Da, așteptați o clipă. Spuneți, domn profesor. Ce ați vrut să spuneți? Mai are o întrebare, doamna, dar terminați-vă ideea, domn profesor. Vreau să-i spun la domnul doctor că mă doare în tot corpul. În tot corpul am ca așa un fel de gâlme. Da. Dar ce greutate aveți totuși? Păi am destulă. 87. 87. 57, da. Și 87 la 1,57? Da, fac un tratament de la psihiatrie. Aha, da. Ăla influențează foarte mult greutatea, să știți. Influențează foarte mult greutatea. Știu. Și o să treacă ceva timp până când corpul își va reveni, pentru că este mare legătură între tratamentul de la psihiatrie și grăsimea aceasta inflamată. Bun. Doamna Zincuța, cam astea au fost răspunsurile domnului profesor. M-auziți? Da, nu mai am o întrebare, mai vreau să mă spun. A, n-ați spus-o încă. Vă rog. Inclusiv în gură și în cap am gâlme din alea. Doamna Zincuța, atâta timp cât faceți cu tratamentul acela de la psihiatrie, e posibil să aveți fel de fel de simptome, sau cum le spunem noi, dar... Dar asta nu se poate trata. Ba da, dar dumneavoastră faceți un tratament, nu? De la psihiatrie, dar gâlmele astea ce le-am în corp. Da, bă, nu există. Bă, chiar asta spunea domn profesor, că este o legătură strânsă între tratamentul dumneavoastră și... Nu sunt gâlme în corp, dar dumneavoastră faceți de fapt un tratament și când se termină tratamentul acesta, nu știu ce boală aveți, nu știu, dar știu numai atâta că tratamentele psihiatrice influențează foarte mult greutatea care se acumulează prin țesutul gras. Mulțumim foarte mult, stimată doamnă. Vă mai așteptăm mai încolo, după ce ați terminat cu tratamentul. Noi mergem mai departe. Cred că nu mai încap aici telefoane în ediția de astăzi. Și atunci am să revin la cei doi profesori. În primul rând la doamna profesor Bala, ca să faceți acea încheiere despre care ne-ați pomenit acum câteva minute, fără de care nu putem încheia, de fapt, ediția de astăzi. Da, de fapt este și un sfat, să spunem, pentru doamnele care ne-au sunat și pentru doamna Maria și pentru doamna Zincuța. Într-adevăr, tratamentele, acum vorbesc de doamna Zincuța, care sunt date de la psihiatrie, pot să aibă, să favorizeze creșterea în greutate și inflamația, dar dacă dânsa încearcă să facă mai multă mișcare,
să consume alimentele sănătoase pe care le-am pomenit, să știe că au și efecte antiinflamatorii, adică legume, salate, acele fasolea boabe, năutul, da, lintea. Lintea, fructele. Chiar se spune că sunt alimente antiinflamatorii. Exact. Se discută despre, sau mă rog, în media despre diete antiinflamatorii. De fapt, sunt exact aceste modele alimentare sănătoase care au și efecte antiinflamatorii. Deci nu este nimic special, să spunem. Principiile sunt aceleași și sunt valabile pentru toată lumea și pentru cei care au o greutate mai mare, cum era cazul doamnei Maria și acolo. Alegeri sănătoase de alimente și reducerea porțiilor, plus mai multă mișcare. De fapt, acestea sunt secretele între ghilimele și dacă se mențin pe termen lung, de aceea nici nu vorbim despre diete, ci despre modele alimentare, încet, încet, ceea ce pare imposibil să dai jos 10 kg, să știți că se poate întâmpla, sigur, nu într-o lună, dar într-un 6 luni, poate până la 12 luni, dacă aderi sau te preocupă aceste elemente de stil de viață sănătos, se poate și fără chinuri, să spun. Adică fără înfometare. Exact. Domnule profesor. Deci eu pot să spun două lucruri în final. Unu, că toți cei care ne-au sunat la telefon aveau un plus de greutate impresionantă. Ceea ce asta exact ce am întrebat. Că obezitatea este o problemă, într-adevăr, e o problemă în România. În al doilea rând, constat că după o oră a zburat timpul și doar noi, o mică parte din alimentația sănătoasă, Carpatul Danubian, am reușit să o comentăm. Foarte bine. Înseamnă drept că a mai rămas în tolbă. Drept care aș dori că peste o săptămână, tot împreună cu doamna profesor, să continuăm. Să știe toți cei care ne privesc acum că pot să revină la telefon peste o săptămână, pentru că este un lucru extrem, extrem de important și rostul acestor emisiuni să contribuie la educația nutrițională pe care am amintit-o, spunem că este foarte necesară și mulțumim televiziunii române pentru faptul că ne facilitează acest lucru. Este parte din programul de sănătate, realmente. Asta e părerea mea și o spun și o repet întotdeauna. Apropo, de fiecare dată mă agăți de câte o frază și scuzați-mă pentru asta. Vorbeați de programul de sănătate și mi-aduc aminte că dățile trecute, acum vreo 2-3 ediții în urmă, vorbisem despre programul național de cancer cu profesorul Achimaș și am mai avut parte alături de dumneavoastră, domnule profesor Hâncu, de astfel de discuții cu programe naționale. Program național pe nutriție. Zic o mare prostie când întreb așa nu, ceva. E un mare adevăr, dar nu există acest lucru în momentul de față. Dar undeva pe globul acesta al nostru pământesc există? Îmi place să comentez și în alte țări. De acolo nu, dar există? Pozitiv, probabil că există. Și la noi, depinde ce se înțelege prin program național, sensul la care te referi nu există deocamdată în România. Altceva va fi lansat peste ziua de 28 februarie, începutul Programului Național de Obezitate. A, deci la Parlamentul României... Ceva am bănuit eu că... O să discutăm la momentul potrivit, mai avem două săptămâni până atunci, dar obezitate, nutriție, obezitate, practic sunt două noțiuni atât de interconectate încât... sunt de fapt una singură. Și se poate interconecta și cu, probabil, zic eu, și cu educația și învățământul, adică cu acei mici copii din clasele primare, nu? Ca să mai învețe și ei. Da, da, da. Cândva da, da. Îmi spuneați, domnule profesor Hâncu, doamna profesor Bala, cât de bine și cât de simpatic e lucrul când cei mici de la școală se duc și ei sunt nutriționiștii părinților. Mi-a rămas așa. Dar sigur, așa este. Întipărită deci, treaba aceasta. Deci pentru, dacă la grădiniță sau la clase primare se discută și li se spune copiilor ce este sănătos, ce este sănătos și iară ce este sănătos și ei se duc acasă și văd
că tata lui fumează și îi se spune, nu-i sănătos să muncești. Sau vede pe mama că mănâncă foarte multă dulceață, îi se spune, nu-i sănătos. Sunt fapte absolut reale. Noi de la realitate am pornit de aceste lucruri pe care le-am pomenit. De aici vom continua atunci data viitoare, așa cum a spus domnule profesor Râncu. Doamna profesor Bala, vă mulțumim foarte mult pentru participare și dumneavoastră, domnule profesor, și dumneavoastră. Dragi telespectatori, îmi cer scuze de la acei telespectatori care n-au mai apucat să intre în direct cu noi telefonic, dar data viitoare puteți să o faceți, adică de peste o săptămână exact. Cam atât pentru astăzi. Multă sănătate, la revedere, să ne revedem cu bine!